În sfârșit avem și pește. Frumos, stare. În sfârșit. O grămadă de rateuri. Deci asta e captura zilei. Realizarea monturii Drosh. Pentru această montură avem nevoie de o bucată de fir de fluorocarbon, tot așa, un 70-80 de centimetri. Și de ce spun că trebuie neapărat să am această montură, fiindcă acum cum a apărut tulbureala, cu siguranță pe substrat se mai depune și un strat de măl și mă gândesc că bibanul nu va urmări, fiindcă nici peștii pradă nu vor sta în acea zonă tulburentă cu mult măl. Vor sta undeva mai sus. Ei, cu această montură noi reușim să ținem năluca în funcție de nevoie, 20-30 de centimetri, poate chiar 40 de substrat, în funcție de zona în care se hrănesc. Vom folosi un cârlig. Am un cârlig de la Mikado cu care voi realiza această montură. Asta mi-a căzut primul în mână. Nu l-am mai folosit la monturi drop shot, dar cred că va fi ok. Este o sucitură de cârlig. Voi vedea. Ce facem? Pentru a ne ieși montura așa cum trebuie, vârful cârligului, când vom introduce firul prin el, va trebui să fie spre partea care merge la linia principală. Fiindcă așa va ieși nodul, ca să știți. Și de ce asta? Fiindcă aici, la partea care se duce la linia principală, nu am nevoie de o bucată de fir prea lung. Am nevoie de bucata de fir mai lung în partea inferioară, fiindcă aici eu mă joc cu acest plumb și voi prezenta năluca mai aproape de substrat sau mai sus de substrat. Bun. Acum ce facem? Facem o buclă. Cam așa. Și nu ne rămâne decât să introducem cârligul, să-l înfășurăm de 5, 6, 7, 8 ori prin această buclă. Deci 2, 3, 4, 5, hai încă o dată, 6, este suficient. Umectăm firul și începem să tragem ușor de fir. Astfel încât să se așeze la inelul. Vedeți dumneavoastră, acest nod ce face? Ne menține cârligul într-o poziție orizontală, astfel încât să prezinte năluca frumos. În partea de aici voi face, n-am dispozitivul de făcut noduri, dar voi face un nod 8 manual
De fapt e un nod 8 dublu, o dată de două ori. Mă ajut puțin de această croșetă să apuc firul. Umectez. Și întind. Vedeți dacă am pus cum trebuie firul? Deci asta este modul de a prezenta montura și cârligul stă corespunzător. Dacă nu aveți grijă să puneți firul cum trebuie, o să constatați că vă stă cârligul așa. Ori așa, na, e foarte greu să prindeți pește. Șansele sunt undeva de minus 20%. Acum voi tăia surplusul. Voi prinde bucla în agrafă. V-am spus, eu de regulă nu folosesc această agrafă, pur și simplu fac nodul de fluorocarbon direct pe linia principală. Dar de data asta o să procedez așa și v-am și precizat care este motivul. Bun. E, acum nu ne rămâne decât să introducem plumbul. Deci l-am introdus prin acest orificiu și vedeți dumneavoastră forma aceasta, el trebuie să blocheze. În momentul în care trage de fir, el blochează. Vedeți, a rămas aici. Dar ce se întâmplă? De multe ori nu-i calitatea foarte bună la agrafa asta cu vârteci pe care o folosesc producătorii la ele. Și de cele mai multe ori, chiar în timpul drill-ului, se pierde plumbul. Și pentru a nu pierde plumbul, eu obișnuiesc la capătul firului să fac pur și simplu un nod. Nu mă încurcă să fac reglajul, așa cum consider eu, dar în schimb îmi reduce numărul de astfel de plumb pierdut. Acum ce se întâmplă? Chiar dacă el va ieși din... Uite, s-a fixat chiar foarte bine în asta. Deci el totuși va rămâne agățat. După care îl voi pune eu la locul unde am nevoie. Și mai rămâne de pus. Hai să-l teste, să punem o nălucă de aici. Deci nu știu dacă asta va face bibanul să muște sau nu. Dar... am să o pun. Deci eu nălucile, am ceva de genul acesta, le pun la montura dropshot. Și uite, cam așa îi va fi prezentată domnului biban. Sper ca să se vadă, cel puțin una din camere să fi prins modul acesta de prezentare.